Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Astăzi suntem încă tot data de 10 aprilie și am zis să fac o continuitate. Am venit la familia mâncăcioasă. Data trecută, de ce zic mâncăcioasă, e o consumatoare extraordinară. Și hai să vedem ce-a făcut. Știți că i-am mai dat o ramă cu miere. E greu să ții cont așa la fiecare colonie, că sunt vreo 50. Dar pe asta o țin minte, cred că și anul viitor, că o să-i rămână emblema asta, familie mâncăcioasă. Îi desfințăm și ei camera pentru căldură. Camera care i-a făcut foarte bine. I-a ținut foarte bine de cald până astăzi. Că de azi desfințez unde se poate. La fiecare colonie e un pic de lucru. Și lucrez așa mai ca încet, nu universal, ci ca un hobbyist, așa. Mai neîndemânat, să zic. Da, astea două rame au fost puse pentru a avea mâncare. Acum trebuie să le luăm afară, să văd ce au făcut ei cu mierea aia. Le-a fost de folos, nu le-a fost? Să vedem ce puietare. Câte rame îi punem. Păi le-a fost de folos. Știți de ce zic că le-a fost de folos? Știți că am pus ca să încălzească rama aceea și să își ia mâncarea. Ia să vedem cum arată. Ia uitați, jumate din ramă au consumat în această perioadă. Deci înseamnă că le-a fost foarte de folos, le-a fost această ramă cu mâncare. Plus camera aceasta termică care le-a putut ajuta să le să poată să și consume. Acum îndepărtăm această folie care le-a fost bine până acum. Le-a fost foarte bine. Și ia să vedem de ce este ea o consumatoare așa înrăită. Aici veșnica problema mucegaiului. Anul ăsta am avut mucegai suficient, chiar destul. Sper să reușesc să combat mucegaiul cu uleiurile esențiale. Bun. Ia să luăm prima ramă. De ce ești tu așa mâncăcioasă? Păi, de ce oare? Aici e plin cu puiet larvar și puiet căpăci. Foarte, foarte frumos e. Extraordinar. Și aici, dar vedeți, mâncare zero. Acum și-au adus polen. Bun, și e prima ramă. Deci așa... A fost benefic, el e pe 4 rame, dar mânca cât unul pe 10. Așa. Următoarea ramă. Vreau să spun că dacă nu puneam folia în februarie, nu aveam mucegai cel mai probabil și țineam pânzile anticondens. Nu era nicio problemă cu mucegaiul, dar de unde să știi că vine încă o iarnă? Nu suntem ghicitori. Iată ce puiet frumos avem. Frumușel. Da, foarte frumos cu puietul. Foarte, foarte frumos. Pentru
O colonie micuță. Așa. Eclozează puietul, hai că se face pe 6 rame. Îi mai dăm ceva mâncare și lui. La mâncăciosul ăsta. Iată și asta. Are puiet căpăcit chiar destul. Coronița a dispărut în neant. Nu mai este. Au păpat. Și e și foarte bine, fiindcă acolo unde a fost miere, acum e puiet. Puiet larvar. Așa, foarte bine. Ăsta murea de foame dacă nu era atent. Deci el murea de foame dacă nu era atent. A fost la limit. Pus la limite. Și iată ultima ramă. Aici va fi depozit de mâncare. Și a adus polen. Bun. Nu este o familie foarte, foarte puternică, dar îi trebuie o ramă cu mâncare. Vi-a dat seama, a mâncat colonia asta. Să vedem ce o să facă la vară, dacă a mâncat atât și eu îi mai dau încă. Ia să mai căutăm ceva pe aici de mâncare. Deci vine rama asta care i-am dat-o data trecută. O dau lângă cuib. S-a familiarizat cu ea. Bun. Această ramă câte miere are. Are și aici ceva miere. Și am să-i o dau și pe asta lângă. Acum venim cu diafragma. Vin cu diafragma și dau acces la ramele cu mâncare. Deci, ramele astea de după diafragma, în unele locuri am ucegăit, în unele locuri, păstură. Dar îi dau acces la ea, îi curăț mucegaiul ăsta ca de obicei. Dacă voi găsi o soluție perfectă pentru... Nu mucegăiau ramele. Uite, în februarie nu aveam nicio ramă cu probleme. Dar după ce a venit acel frig, o parte din rame, nu toate, au aceste mucegai asta. Umezeala foarte ridicată a favorizat mucegat. Dar numai pe păstură. Și nu peste tot. Bun, în rest nu-i problemă cu ea. Acolo un colț și în rest e bună. Așa. Cum îi dai acces la atâta mâncare la... O familie de albine, îți dai seama? Ia uitați. Ia uite ce avem aici. Asta tot pentru ea este.
tot pentru ea. Deci toată rana asta de aici a fost pentru ea, ca să se dezvolte până de ceva nectar. Iată și această ramă are ceva miere. Albina e pe ea, normal. Și aici un pic, un pic de mucegai de la o parte. Bun. Încercăm, vă dați seama că nu putem elimina toți sporii de mucegai. Pentru acest lucru am folosit alte chestii. Adică ulei esențial, trebuia să vin și eu cu niște teatripi aici. O să vin, nu-i nicio problemă. Ia uitați, vin aici la cules. Bun. Deci așa am făcut. La mâncăcios, acum i-am dat toată mâncarea, să zicem. I-am dat la mâncăcios să mănânce acum cât vrea. Punem așa aceste bețe. Aici a mai rămas un pic de proteină acolo, în colț. Eu las aici. Și ce să facem? Vreți să vedeți cum sună o reclamă? Am să facem și noi o reclamă acum, dacă toți suntem pe val. Fac și o reclamă. Deci, cu turta Piluca a ieșit la puiet foarte mult. Dar a fost cea mai ieftină turtă, deci foarte mulțumit de ea. Deci așa sună o reclamă. Și e ok și cu puietul, până înflorește la mine pomii, o să fie perfect. Bun, aducem turta. Super turta proteică. Eu cred că anul ăsta o să culeg polen, anul trecut n-am făcut-o, dar dacă aveam polen și le dădeam turte făcute de mine, aceeași rezultat este. Important a fost să le dați ceva. Acu, indiferent de surtă, că e de la dulcofruct, că e, depinde cum v-ați orientat și vi s-a părut că e mai bună. Turtele de la dulcofruct sunt foarte bine luate, dar conțin ulei esențiale. Cei care vă mirați un pic de ele, de ce sunt luate așa cu viteză și le place foarte mult, să știți că au o substanță care atrage albina, să fiu mai explicit. Acea substanță care atrage albina este uleiul esențial. Se spune că siropul cu ulei esențial nu este luat. Cum să nu fie luat? Sunt mai multe tipuri de uleiuri esențiale. Unii le atrag albina și unii le o resping. Depinde, trebuie să te informezi bine ce vrei. Dacă vrei puiet mult și vrei să-ți atragă, pui un anumit ulei esențial. Dacă vrei să faci un fel de tratament, pui alt tip de ulei esențial. Aceste uleiuri, rețetele cu uleiuri esențiale, le găsiți la mine acolo pe pagina. Și cei care consideră că vor să apuce, o să vedeți că le mai
când termin cu această organizare, voi veni să încep să le dau sticluțele cu ulei esențial, care le-ați mai văzut la mine. Bun, cam atâta la mâncăcios, niște colonia mâncăcioasă. I-am dat libertatea, de acum poate să mânce, să se dezvolte în voie. Bun, până la un alt film, mergem mai departe. Vreau să vă arăt în următorul film o colonie, n-am deschis-o toată iarna, dar ea este lăsată liberă, adică n-am folosit să o strâng, dar o să vedeți în următorul film.